Învierea Domnului a fost prin nejde de bucurie și pentru miile de credincioși care au venit la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Aici, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a binecuvântat conform tradiției coșurile cu ouă și pască, pentru ca ulterior credincioșii să le ducă în casele lor împreună cu Sfânta Lumină de la Ierusalim, adusă și în acest an în Bucovina.